Atmosfera de sărbătoare s-a instalat în municipiu începând de astăzi. Circulația autoturismelor a fost oprită total în zona Biserica Sfântul Nicolae, Piața Primăriei și doar pe un sens de mers pe Bulevardul Pardon. Dacă anul trecut o parte dintre comercianți au fost amplasați în zona stadionului municipal, de această dată autoritățile locale s-au răzgândit. Astfel, toți comercianții se vor afla în zona centrală și pe bulevard. Încă de dimineață, pe acest tronson a început agitația. Comercianții au sosit și au început să-și amplaseze standurile. Chiar dacă lucrurile nu sunt încă așezate în totalitate, mușcelenii au ieșit deja la plimbare pentru a lua pulsul sărbătorii. În zona teraselor au apărut deja primii clienți. În Piața Primăriei se lucra de zor pentru amplasarea scenei, unde de joi seară se vor desfășura concertele programate. Potrivit programului stabilit de organizator, petrecerea va ține până duminică seara, atunci când se va încheia ediția din 2017 a Zilelor Municipiului.